Cea de-a doua etapă din acest an, din Liga a 4-a Argeș, a fost una în care am consemnat o medie de peste 5 goluri pe meci. Singura partidă în care s-a înscris mai puțin a fost cea de la Valea Iașului, unde Speed Academy Pitești a terminat jocul cu 2 oameni mai puțin pe teren, reușind totuși să câștige cu 2-1, după ce a fost condusă pe tabela de marcaj. În celelalte jocuri, favoritele s-au impus, excepții putând fi considerate victoriile în deplasare obținute de ACS Poiana Lacului și Energia Stolnici. Aromușelul Câmpulung rămâne singura formație cu victorii în toate jocurile disputate, după ce a învins fără drept de apel pe CS Mioveni 2. Rezultatele înregistrate în etapa cu numărul 19 din Liga a 4-a Argeș. Viitorul Rucăr 2022, ACS Costești 6-1. Internațional Valea Iașului 2022, Speed Academy Pitești 1-2. Juventus Victoria 1992, Bascov, ACS Poiana Lacului 0-5. CSC Suseni, Energia Stolnici 1-5. Sola Grația Dragoslavele, viitorul Bârla 8-1. CS Domnești, Mușcelul Lerești 5-1. Aromușcelul Câmpulung, CS Mioveni 2, 7-0. Partida dintre Delere Pitești și Mușcelul Câmpulung Elite 2 a fost omologată cu scorul de 3-0 în favoarea piteștenilor. După consumarea a 19 runde, în clasament conduce Aromușcelul Câmpulung cu maximum de puncte 51, urmată de Speed Academy Pitești cu 48 de puncte, CS Domnești cu 37 de puncte și Sola Grația Dragoslavele cu 36 de puncte sunt ocupantele următoarelor poziții din ierarhie.